rezultatul tuturor atingerilor pe care le-am trăit, dorite și nedorite. Învață copiii să se apere de cele nedorite, să se protejeze de agresiunea sexuală, să ceară ajutorul unei persoane de încredere sau la 116-111. Consiliul Român pentru Publicitate lansează marca etică. Garanția că tu poți avea încredere în spotul pe care îl vezi. Marca etică atestă că o campanie publicitară este verificată și corectă. Marca etică este o inițiativă a Consiliului Român pentru Publicitate. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român, singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro, simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Iubesc femeia, mamă sau fică, ea-i primăvara. Anotimpul meu e dor, dă-mi iubire tuturor. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie. Doar prin noi o găsesc, doar prin voi o găsesc. La farmacia inimii Catena. Supercom S.A., lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Iubesc femeia când e femeie, a vieții cheie. Doar prin noi o găsesc, doar prin voi o găsesc. La farmacia inimii Catena. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit! Ultima ediție din această săptămână a emisiunii Ora Exactă, Antena 3 Deva. Opinia mea este că avem un invitat de excepție, căruia mulțumesc pentru acceptul de a fi parte din emisiunea noastră. Îi spun bine ați venit, domnule Cristian Pârvulescu, politolog, decanul Facultății de Științe Politice, SNSPA București. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face plăcere să vă regăsesc. Și, mă rog, chiar dacă contextul este atât de grav, sunt convins că este un bun început acesta de colaborare. Da, de fapt o continuare. Dumneavoastră ați fost la Deva și întotdeauna opiniile celor care v-au ascultat sau au participat la întâlnire au fost la un nivel extrem de ridicat de satisfacție, aș putea spune, dar pentru că doresc să discut foarte multe, o să o iau... cu situația la zi, suntem după 15 zile de război cu Ucraina, încerc să pun foarte multe întrebări pentru a avea o situație aproape exhaustivă, să spunem. La ce să ne așteptăm în continuare? Ce vrea de fapt Putin? Putin a spus de la început ce vrea, de pe 24 februarie, când a anunțat atacul pe care l-a numit Operațiune Specială de Pacificare împotriva Ucrainei. Are trei obiective pe care le-a prezentat și o motivație. Genocidul din Donbass este argumentul pe care l-a folosit pentru a atinge cele trei obiective, care înseamnă 1. Denazificare, deci înlocuirea guvernului de la Kiev. 2. Demilitarizare, deci capitularea armatei ucrainiene și dezarmarea acestea. Și 3. Neutralitate,
adică scoaterea Ucrainei de pe linia pro-NATO și pro-europeană, pentru că Vladimir Putin nu face deosebire între NATO și Uniunea Europeană, câtă vreme Uniunea Europeană are și o politică de apărare. Nu se discută acum, mai ales pe fundalul acesta al atacului împotriva Ucrainei, de necesitatea unei Europe a apărării care a fost vreme de 70 de ani sau aproape 70 de ani pusă între paranteze. Și evident, Vladimir Putin nu poate accepta acest lucru. Deci ceea ce urmărește este ocuparea Ucrainei integral, nu doar a părții de est a Ucrainei, și un guvern marionetă la Kiev care să asigure din punctul ăsta de vedere o apropiere de Rusia. Pentru că Vladimir Putin a spus-o în nenumărate rânduri, înlătorarea guvernului Ianucovici în 2014, în urma manifestațiilor din Maidan, de fapt din piața centrală din Kiev, a fost considerată o lovitură de stat, deci tot ceea ce a rezultat ulterior nu au fost alegeri libere și guvernul actual nu este altceva decât un guvern marionetă occidental și american. De aici a fost și surpriza, el a crezut că această poveste prinde, cel puțin în ceea ce privește vorbitorii de limbă rusă din Ucraina, și a avut o surpriză și aceștia se împotrivesc acestei agresiuni în cea mai mare parte, și atunci cele 15 zile sunt rezultatul acestei surprize. Sunt multe variabile care explică de ce rușii nu și-au atins obiectivele mai devreme, dar asta nu înseamnă că nu urmărește în continuare aceleași obiective, că și le-a schimbat cumva pe parcurs. A fost foarte clar după întâlnirea de ieri din Antalya între ministrul de externe rus și ministrul de externe ucrainean, că nu există spațiu pentru negociere în momentul de față, eventual pentru culoarele umanitare, dar și acestea în termenii pe care îi pun rușii, adică culoare umanitare care merg spre teritoriile ocupate de ruși sau spre Belarus, în niciun caz nu merg spre zona occidentală. Și asta pentru că Vladimir Putin vrea să demonstreze că există într-adevăr o problemă ucrainiană, cel puțin în fața opiniei publice ruse. Mi-ați anticipat o întrebare. Mi se pare și mie că negocierile de pace, discuțiile cu participarea miniștrilor de externe par așa o tragere de timp, iar Lavrov continuă să afirme că de fapt Rusia nu este agresor și nu a atacat Ucraina în pofida deja a evidențelor. Și în pofida unei rezoluții a Adunării Generale a ONU, care cu 141 de state a cerut Rusiei să se retragă, doar 5 state au fost împotrivă, între care Rusia, Coreea de Nord, Eritrea, Belarus și Siria. Deci Rusia este izolată din punct de vedere internațional. Dar pentru Rusia nu este vorba altceva decât despre o intervenție pentru menținerea păcii. Sunt un fel de trupe ONU cele care au intrat în Ucraina și tot ceea ce noi cunoaștem despre ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este deloc cunoscut de opinia publică din Rusia, pentru că bombardamentele împotriva orașelor, împotriva maternității de la Marianopol și așa mai departe, toate acestea sunt prezentate într-o cu totul altă grilă, iar guvernul de la Kiev este în continuare prezentat ca un guvern nazist. Și aici este marele paradox, un guvern nazist condus de un președinte de origine evreiască, cum este Zelenski, este o absurditate. Și în condițiile astea, dacă nu Israel, care s-a obținut în adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, cel puțin o bună parte din opinia publică din Israel este consternată de acest lucru, ca și minoritatea evreiască din Ucraina, care consideră că este inadmisibilă o asemenea comparație. Vă dau un bun exemplu. Yad Vashem, muzeul Holocaustului din Ierusalim, a rupt relațiile cu Rusia și directorul său în primele două zile oarecum neutru a luat poziție fermă împotriva agresiunii rusești și consideră că orice comparație cu Holocaustul nu poate fi făcută, pentru că asta încearcă să explice Putin, iar armata rusă este prezentată în paralel ca o armată eliberatoare care, nu-i așa, îi vânează pe naziștii ucrainieni. Aici este o poveste care se leagă de ceea ce se întâmpla în al doilea război mondial, când
în Ucraina fusese instalat un fel de guvern marionetă de către Germania și trupe ucrainiene au luptat împotriva armatei roșii și atunci totul pare să fie o continuitate. Asta este ceea ce prezintă Putin rușilor, dar aici să știți că nu este așa de simplu să spun că totul este rezultatul propagandei. În fond, rușii știu ce se întâmplă. Nu sunt atât de naivi. Au trăit în perioada sovietică și în perioada Yeltsin și Putin și știu că tot este o manipulare, dar din motive care țin de sensibilități naționale, nu se opun acestei. Majoritatea rușilor nu se opun lui Putin. Există o minoritate în general care îi se opune, dar Putin au distrus orice formă de opoziție, orice formă de libertate de exprimare. Ucraina este un regim, scuzați-mă, Rusia este un regim autoritar în care libertatea de expresie, democrația nu există. Deci, practic, o lovitură de palat sub impactul sancțiunilor economice impuse este exclusă, care să-l dea jos pe Putin, unul dintre scenarii. Nu, asta este o iluzie. Nimic nu e imposibil, nu poți să faci predicții absolute, dar șansele unei astfel de situații sunt de dezvoltări sunt mici. Pe de altă parte, din ceea ce spun unii care reușesc să obțină cât de cât informații de la Moscova, este că există o mare nemulțumire și un conflict între armata rusă și FSB, serviciul secret din care provine și Vladimir Putin, pentru că armata rusă consideră că informațiile care au fost distribuite de serviciile secrete au fost eronate și au dus la o asemenea situație foarte gravă. De altfel, o să vedeți că în simbolica discuțiilor de la Kremlin, Sergei Shoigu și Gerasimov, Sergei Shoigu este șeful armatei, ministrul apărării, iar Gerasimov este șeful de stat major, sunt la o foarte mare distanță de Putin, pe câtă vreme oamenii proveniți din FSB sunt în imediata lui apropiere. Ori în condițiile astea este greu de crezut că oligarhi sau membrii din Camarilla ar putea face ceva și oricum e prea devreme. Chiar dacă aceste sancțiuni economice criticate de foarte mulți că ar fi prea puține au un impact grav asupra economiei rusești, se vorbește despre o scădere a PIB-ului rus cu între 15 și 20%, deci este un cutremur pe care deja oamenii obișnuiți îl simt, încă situația nu este de natură să ducă la o schimbare a raportului de forțe. Și asta pentru că, după cum ați observat, acei oameni curajoși care continuă să protesteze împotriva unei legi care îi poate trimite la închisoare 15 ani, sunt imediat arestați, nu au posibilitatea să manifeste. Acele evenimente sunt mai mare măsură transmise sau preluate de televiziuni occidentale decât de televiziuni rusești. Nu există posibilitatea ca aceste informații să fie transmise în Rusia sau dacă sunt transmise, sunt transmise deformat. Este vorba de trădători care trebuie imediat condamnați pentru că nu e așa. E nevoie de un efort în momentul de față pentru ca Rusia să-și restabilească locul pe care îl merită în lume și pe care Occidentul l-a răpit în urma prăbușirii URSS. Deci, practic, continuarea războiului pare în acest moment singura alternativă pentru Putin. Deși din toată această confruntare militară se va ieși tot prin negocieri. Dar Putin are în continuare superioritate pe teren, pentru că și strategia ucraineană a fost o strategie de apărare în marile orașe, au refuzat confruntarea cu tancurile rusești, unde superioritatea era clară și trebuie să spunem că rezistența și motivarea armatei ucrainene a fost cât se poate de surprinzătoare. Deși nu m-am mirat atacul pe care l-am anticipat încă din luna decembrie în declarații publice, am fost surprins de rezistența armatei ucrainiene și de poziția cât se poate de clară și capacitatea de comunicare a președintelui Zelenski, care au schimbat în mod clar regulile jocului. Așa că Vladimir Putin merge acum pe o strategie pe care a mai folosit-o în 1999-2000 în Cecenia și apoi în 2015-2017 în Siria. Altfel spus, pe asedii,
pe bombardamente, pe producerea unei migrații masive, toți cei care pot să fugă, fug, pentru ca în final să ocupe locul, va considera că toți cei care nu au părăsit orașele asediate sunt de fapt co-beligeranți, sunt beligeranți și îi va trata ca pe o armată adversă. Asta este vorba de sute de mii de civili în Harkov, în Marianopol, nu mai vorbim de milioane de oameni care au rămas în Kiev și probabil lucrurile vor continua și pe partea de sud, la Odessa, chiar dacă încă nu s-a declanșat atacul împotriva acestui oraș port, care nu este doar un oraș simbolic, este și un port important pe care Vladimir Putin vrea să-l controleze, ca să poată să negocieze cu mare oraș ocupat. Asta ne trimite spre încă o perioadă lungă de luptă. Între timp, ucrainienii au mai primit ceva arme din Occident, deci capacitatea lor de apărare crește, dar asta în condițiile în care, ați văzut ce se întâmplă la Marianopol, nu există curent electric, nu există apă, este iarnă, nu există medicamente, nu există alimente, deci la un moment dat rezistența fizică a acestor oameni nu va mai putea exista și nu întrevăd în săptămânile următoare o posibilă contraofensivă ucraineană care să împingă trupele rusești. Deși trebuie să recunoaștem că la Harkov și în alte părți, inclusiv la Kiev, au existat operațiuni foarte clare în care blindatele și înaintarea rusească a fost oprită. E evidentă strategia ce vrea Gerasimov, ce vrea statul major rus, este să rupă armata ucraineană în două, cu 40.000 care rămân în Donbas, luptători foarte bine pregătiți și foarte motivați, și restul la Kiev, astfel încât să nu fie posibilă o concentrare foarte mare de trupe ucrainiene. Între timp însă trebuie să spunem că superioritatea aeriană inițială a rușilor nu mai există. Se pare că rachetele pe care le-au primit dinspre Statele Unite ale Americii sunt eficiente, iar armamentul pe care îl folosesc în lupta antitank este un armament de foarte bună calitate. Dar de aici și până la a trage concluzia că lucrurile vor evolua în favoarea Ucrainei, o distanță foarte mare. Din nefericire, așa cum spunea președintele Macron încă de acum o săptămână și jumătate, acest război va dura și ceea ce e rău abia urmează. Da, din păcate. Ce carte joacă China aici, domnule profesor? China nu putea să fie de acord cu Statele Unite ale Americii, dar nu este nicio mare susținătoare a Rusiei. Din ce în ce mai mult devine evident că atât China cât și India, pentru că nu trebuie să scoatem din ecuație nici India, nu privesc deloc cu încredere ceea ce se întâmplă în Ucraina. Pentru China este o problemă serioasă și deja a început să pună o serie de condiții. În primul rând, a recunoscut existența războiului pentru prima dată, pentru că la Organizația Națiunilor Unite, China, India și alte 35 de state s-au obținut, Israelul și așa mai departe, state care uneori erau foarte apropiate de Rusia. Faptul că s-au obținut arată deja că aveau rezerve și că din punctul lor de vedere era vorba despre o agresiune și un război de ocupație, dar nu considerau strategic să facă acest serviciu Occidentului. Ei bine, China în momentul de față este îngrijorată de escaladarea situației și transmite aceste semnale Moscovei și din câte am văzut a refuzat, de exemplu, să trimită elemente pentru aviație, și discutăm aici de aviație civilă, nu neapărat de aviație militară în Rusia, și deși nu a recunoscut sancțiunile occidentale, în linii mari China le respectă. Deci China nu este o mare susținătoare ale Vladimir Putin, pentru că apariția unei puteri militare în acea zonă nu este deloc favorabilă Chinei. China de fapt urmărește să-și extindă și ea autoritatea geopolitică în acea zonă. Și din punctul de vedere al autorităților de la Beijing, Rusia a trebuit să devină un fel de stat asociat Chinei și nici pe departe o putere. Și Vladimir Putin înțelege acest lucru. Știe că nu are o marjă mare de manevră, așa că va încerca să obțină victoria militară pe front, ca apoi să poată dicta
condițiile păcii. În orice caz, să aibă niște poziții puternice de pe care să poată negocia. Însă, în acest moment, extinderea războiului în partea europeană, în statele Uniunii Europene sau chiar spre Moldova, este greu de prevăzut, pentru că armata rusă s-a dovedit a nu fi pregătită pentru război. Miturile au fost în mare măsură spulberate în aceste 15 zile. La ce să ne așteptăm noi? Ați spus clar, probabilitatea mică de extindere a războiului. Omul de rând ar putea să întrebe la ce să ne așteptăm. Bine, o să nuanțez ulterior. Unii spun că, domne, de ce nu cedează Ucraina, să ne lase în pace, să fie liniște, îi consideră pe ei vinovați, dar despre asta vom discuta. România cum ar trebui să se poziționeze în acest... România este poziționată, este țară membră NATO. Întărirea flancului estic al NATO este o realitate în momentul de față, așa se explică și vizita vicepreședintelui american Kamala Harris. Chiar astăzi. România astăzi, da. Și în egală măsură trebuie să avem în vedere că România este apărată. Adică ceea ce se întâmplă în Ucraina nu se poate întâmpla în România. Nu întâmplător Vladimir Putin obsesiv punea problema scutului de la Debreselul, care este un scut defensiv și fiind un scut defensiv ar împiedica orice atac de tipul celui la care am avut, pe care l-am văzut în ultimele două săptămâni și mai bine. Nu ar putea, nu au capacitatea să facă asta rușii. Pe de altă parte se vede că nu, au mari probleme de logistică. Au avut nevoie de zile în șir pentru a aduce armament, combustibil și alimente aproape de linia frontului. Au mari probleme logistice, au probleme de comunicare pe care nu le pot rezolva peste noapte. Deci, pe de altă parte, haideți să fim raționali, să privim situația Republicii Moldova, ca să fiu și mai exact. Acolo există o problemă, Transnistria, în momentul în care președinta Maia Sandu a anunțat depunerea cererii oficiale privind aderarea la Uniunea Europeană, Transnistria și-a anunțat independența, dar nu se pot folosi argumentele din Donbas. Nu există niciun fel de confruntare violentă, nu se poate vorbi despre, nu poate folosi logica genocidului. Nu există o problemă de genul ăsta în Transnistria. Moldova nu este considerată nazistă pentru simplu motiv că acolo s-au succedat guverne pro-ruse cu pro-europene și n-au cum să folosească acest narativ. Moldova este o țară neutră, deci nu se poate cere neutralitate câtă vreme. Este prin Constituție o țară neutră, deci nu participă la niciun fel de alianță militară. N-a făcut cerere pentru aderare la NATO. Iar în ceea ce privește demilitarizarea, iertați-mă, dar Moldova are o armată minusculă de 5.000 de oameni, deci nu poate fi considerată în niciun caz un pericol pentru Rusia. Argumentele nu ar ține. Unii ori să spună, dar Vladimir Putin nu ține niciodată cont de argumente. Totuși, pentru opinia publică rusă e nevoie de argumente. Și nu poate să meargă la infinit povestea aceasta cu naziștii. I-au explicat și mai devreme, din ce în ce mai puțin ruși cred lucrul ăsta. Și ăsta e și motivul pentru care presiunile propagandei sunt incredibile. Am văzut ieri imaginile cu un general care la postul armatei de televiziune cerea un moment de reculegere pentru soldații morți în Ucraina, în care prezentatorul a avut o criză de-a dreptul isterică, în care îi cerea să nu pună în discuție și nici nu punea în discuție operațiunile speciale din Ucraina. Problema e că asta ne arată că există o nemulțumire în armată și în fond cei care suportă din greu în momentul de față războiul din partea rusă sunt militari. Ori vorbim despre un număr foarte mare de morți, americanii occidentali vorbesc de peste 7.000 de morți, ucrainienii vorbesc de peste 12.000 de morți, un număr foarte mare de material militar scos din luptă, avioane, elicoptere, tancuri, blindate și așa mai departe. Deci situația este foarte, foarte, foarte complicată. Iar Vladimir Putin nu va putea continua la infinit asta și în plus mai are o problemă, e vorba de finanțare.
Pe de altă parte, unii zic, bun, și dacă Vladimir Putin va închide gaze? Și atunci iarăși vă întreb rațional, de ce ar face lucrul ăsta? Pentru că singurii bani care mai intră în Rusia sunt ăștia. Sunt banii de pe gaze. Altfel, care nu sunt suficienți pentru a echilibra situația în urma sancțiunilor economice. Altfel nu mai are niciun fel de bani, deci singurii bani pe care, la care poate aspira sunt banii care vin pe livrările de gaze. Ca urmare, livrările de gaze vor continua în toată această perioadă. Nu poate să șantajeze Occidentul altfel decât prin preț, nu prin întrerupere, pentru că întreruperea s-ar întoarce împotriva sa. Adică în momentul în care ar întrerupe livrarea de gaze, de petrol și de cărbune, în acel moment s-ar grăbi căderea... Și ar tăia singur craca neacademic vorbind, da. Există în România un număr, nu îmi dau seama cât de mare, de susținătorii ai politicii rusești și susținătorii ai politicii lui Vladimir Putin. Sunt oameni informați, știu ce fac, se pot constitui ei la un moment dat într-un fel de coloana a cincea care să accentueze propaganda pro-Putin în România? Primul rând, războiul hibrid, care... A fost o întreagă discuție dacă el a făcut parte sau nu din doctrina oficială a Rusiei, dar este indiscutabil că în 2013 Gerasimov, și atunci șef de stat major, a publicat într-o revistă militară rusă o analiză a efectului revoluțiilor arabe în care a definit doctrina Rusiei ca fiind o doctrină care nu deosebește între starea de pace și starea de război și prin care a legitimat folosirea masivă a elementelor de război hibrid împotriva adversarilor, pentru că și aceștia le-a folosit împotriva Rusiei. Nu trebuie să neglijăm deloc faptul că Vladimir Putin a considerat întotdeauna că manifestațiile de opoziție împotriva sa erau instrumentalizate de occidental și din 2012, deci din momentul în care a fost ales pentru al treilea mandat, de altfel, după cum știți, neconstituțional, în sensul că a forțat o modificare a Constituției, dar deja ieșeam total din orice reguli democratice, în acel moment a interzis practic funcționarea organizațiilor neguvernamentale, ceea ce evident a slăbit foarte mult sistemul statului de drept, care a devenit o anexă a regimului Putin, și a împiedicat orice manifestare reală a opoziției, după care lucrurile nu au făcut decât să evolueze pe această linie, ajungând la paroxismul de astăzi. Ori, războiul acesta hibrid se poartă pe teritoriul României, se poartă pe rețelele sociale și se poartă de atunci, din 2012-2013, din ce în ce mai accentuat. L-am văzut, l-am simțit, toată susținerea valorilor tradiționale, care înseamnă, de fapt, o întoarcere împotriva Uniunii Europene și a drepturilor omului, a apărut de atunci, au fost nenumărate momentele acestea. Scandalul Botnariu, presiunea pentru modificarea Constituției, Coaliția pentru Familie Tradițională, toate acestea făceau parte din arsenalul războiului hibrid, chiar dacă concetățenii noștri credeau că nu. Sigur, fiind vorba de chestiuni de psihologie socială, trolii lui Putin nu au acționat în orb, au știut exact unde există probleme sensibile, unde există posibilități de influență și au făcut-o. Succesul cel mai mare l-au avut cu campania de vaccinare, pe care au distrus-o pur și simplu. Societatea românească, nu știu dacă majoritatea ei, într-o bună parte a ei, a acceptat toată retorica antivaccinare și antirestricții, mergând pe o linie care era profund irațională. Și această linie irațională este în mare măsură linia pe care Vladimir Putin a susținut-o atunci, o susține acum și o susține în continuare. Deci din rândul acestora se recrutează în general cei care susțin că Ucraina n-ar avea dreptul să existe, negând pur și simplu istoria ucrainiană și preluând masiv ideile lui Putin. Pentru că vă spuneam că am anticipat acest război, l-am anticipat pentru că lucrurile, mă rog, din perspectiva teoriei prin care analizez eu evenimentele, lucrurile deveneau clare în iulie anul trecut, când Putin a publicat un articol de aproape 50 de pagini privind relațiile Ucrainei cu Rusia, în care își justifica și își sistematiza ideea conform căreia nu există popor rus, nu există popor ucrainian, există doar popor rus și că ucrainienii nu sunt altceva decât o parte a
civilizației rusești, și asta arăta cât se poate de clar că ideea sa merge în direcția asta, dar unii vă vor spune că Putin a anticipat lucrurile astea încă din 2008, de la summitul dat-o de la București, când s-a anunțat extinderea în direcția Ucrainei și Georgiei. Nu uitați că imediat după aceea, în calitate de prim-ministru, pentru că între 2008 și 2012 a fost prim-ministru, a atacat Georgia, folosind tot ca și în cazul Ucrainei problema acestor conflicte, în cazul Georgiei înghețate, conflictul din Oseția, unde a provocat autoritățile georgiene, care au căzut în capcană în momentul ăla, pentru că nu știau ce se întâmplă, și a atacat și aproape au ocupat Georgia, provocând o schimbare de regim și până la urmă aducând Georgia în zona statelor pe care în linii mari poate controla, dar și controlul ăsta este relativ. Același lucru l-a făcut în Ucraina, iar e vorba de foarte multă reacredință pentru a nu vedea, e vorba despre expansionism. Și pentru cei care continuă să folosească un asemenea narativ, trebuie să le spunem că istoria României este o istorie a înfrângerii Rusiei. România s-a născut în urma războiului Crimeei dintre 1853 și 1856 și pentru cei care nu-și mai aduc aminte sau poate n-au știut niciodată de la istorie, acest război a fost declanșat de ocuparea de către Rusia a teritoriului Principatelor Unite. Primele bătălii din războiul Crimeei au fost la Isacea și la Oltenița, înainte de a se muta pe teritoriul Rusiei și a duce la victoria aliaților de atunci, în mare măsură aliații de acum, adică a Turciei, Franței și Angliei împotriva Rusiei. Așa au apărut și s-au unit principatele. Așa cum mai târziu unirea Transilvaniei cu regatul a fost posibilă pentru că americanii au intrat în primul război mondial, scuzați-mă, și au schimbat raportul de forțe, iar președintele Wilson a susținut dreptul de autodeterminare al popoarelor, ceea ce a făcut ca, din punct de vedere al legislației internaționale, unirea Transilvaniei să fie acceptată, nu o simplă cucerire. Era cu tot o altă bază doctrinară din punctul ăsta de vedere. Deci istoria noastră nu este nici pe departe o istorie comună cu Rusia, așa cum susțin unii, ci este mai degrabă o istorie împotriva Rusiei, care a încercat, încearcă și acum, mulți cred că nu întâmplător Putin își ține discursurile cu Ecaterina a doua în spate, încearcă să își extindă zona de influență până în Balcani, așa cum se întâmpla în secolul XVIII-XIX. Deci ambițiile lui sunt chiar mai mari decât ambițiile lui Stalin, care a profitat totuși de consecințele celui de-al doilea război mondial. Ambițiile sunt mai mari decât resursele însă. Și, mă rog, aud narativul acesta în Rusia al războiului pentru apărarea patriei. Dacă americanii nu ar fi intrat în război, Hitler și-ar fi atins obiectivele. Al doilea război mondial, inclusiv de partea rusă, a fost încheiat victorios pentru că armamentul american, munițiile americane, tancurile americane au fost trimise pentru a sprijini efortul de război al Rusiei. Evident, armata Roșie a avut o contribuție importantă, dar fără acel sprijin e greu de crezut că Stalin ar fi reușit să îl înfrângă pe Hitler. Și nu doar Stalin. Deci acolo a fost o cooperare între marile puteri. Dar există, trebuie să înțelegem pe Vladimir Putin. Cu siguranță este o persoană care are o problemă de contact cu realitatea. Este megaloman, este paranoic, dar nu este ilogic. Vladimir Putin este produsul sistemului KGB și gândește în termenii ideologiei KGB, care nu trebuie confundată cu ideologia bolșevică, cu linia Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Din punctul lui de vedere, Rusia are dreptul pe care și l-a câștigat în al doilea război mondial la unei sfere de influență. Și el, după 23 de ani de guvernare, vrea să lase moștenire o Rusie puternică. Are 70 de ani. În octombrie va face 70 de ani. Este născut în octombrie 1952 într-un Leningrad care încă era
afectat de cel de-al doilea război mondial. Nu uitați că a fost un asediu extraordinar de îndelungat. De ce preferă asediile Putin? Pentru că el s-a născut într-o cultură a asediului. El a trăit, a copilărit în acel Leningrad în care memoria asediului era încă proaspătă. Asediul se terminase doar de 8 ani de zile când s-a născut el și deci povești despre asediu și despre situația de atunci le cunoaște foarte bine. Cu un milion de morți atunci în Leningrad, da. Da, a fost o situație absolut disperată pe care au avut-o pentru că armata roșie nu a putut interveni decât foarte târziu pentru a scoate din împresurare Leningrad. Este evident că e un om violent, a avut o copilărie violentă, este lipsit de empatie și are o neîncredere totală în Occident, exact cum este linia caghebistă clasică. Nu și-a ascuns niciodată această antipatie, dar a crezut, după Siria în primul rând, că armata rusă este cea mai puternică armată din lume. Sau în orice caz că poate să fie egală cu armata Statelor Unite. O război din Ucraina a dovedit că din toate punctele de vedere Rusia este de fapt o putere regională și nu mai este o putere mondială. Domnule profesor, ceea ce a spus acum se constituie și într-un fel de concluzie a emisiunii noastre care a ajuns la final, dar mi se pare că ați baleat o gamă foarte largă, nici n-am intervenit pentru că avea cursivitate ceea ce spuneați și credem că am oferit o fotografie complexă a momentului la care ne aflăm, inclusiv la ce să ne așteptăm, inclusiv la finalul care deocamdată se joacă, cum se spune, în ceea ce privește războiul din Ucraina. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc multă sănătate, vă așteptăm la Deva, sperăm cu un prilej mai pașnic, ca să spun așa, și ne luăm la revedere, doamnelor, domnilor, l-am avut ca invitat în această după-amiază la emisiunea Ora Exactă, Antena 3 Deva, pe politologul Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice de la SNSPA București. Îi mulțumesc încă o dată, le mulțumesc colegilor pentru asistența tehnică. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Un weekend liniștit. La revedere. Toate cele bune tuturor. În statul respectiv, dacă se va întâmpla așa ceva, s-ar părea că Zelenski și cei din jurul său s-ar mutea spre Lvov, deci s-ar mutea spre vest, dar în orice caz pierderea capitalei ar avea un anume tip de simbolistică. Problema este că acest simbol, capitala, oriunde în lume, odată ce ar intra într-un război de uzură, ar genera din nou un anume tip de atitudine și de respingere din partea ucrainenilor. Deci un guvern pe care l-ai pune acolo n-ar avea legitimitate chiar deloc. Aproape 30 de minute de întârziere. Asta e un semn bun, nu? În general, da. Sper că din această discuție nu lipsește Republica Moldova. Pentru Corect. Că din multe puncte de vedere, nu vreau neapărat să-mi critic partenerii, colegii din Europa, dar probabil că mai mult ar putea fi făcut în legătură cu Republica Moldova, măcar din punct de vedere al semnalului, al simbolului. Sigur, a fost Blinken acolo, dar Republica Moldova a devenit pivotală, cum este și România, din punct de vedere strategic, dacă discutăm despre posibile incursiuni, sper să nu se întâmple ale Federației Ruse. Credeți în teoria că vrea să intre și Republica Moldova și în Georgia?
cred în expertiza pe care am văzut-o de-a lungul anilor în legătură cu interesul strategic la gurile Dunării ale Federației Ruse. Din punctul de vedere al Republicii Moldova și al Georgiei, oricând au două conflicte înghețate pe care le pot activa. Deci există oportunitățile necesare. Domnule ministru Coloțean, care credeți că va fi mesajul central al discursului Kamala Harris? Aceasta a fost o întâlnire între președintele României, vicepreședintele Statelor Unite, între cea mai importantă forță a acestei lumi, aliatul strategic numărul 1 și mai micul aliat strategic, dar cu un rol atât de important în flancul estic, așa încât mă aștept la un mesaj realmente comun, un mesaj foarte clar, puternic, fără nuanțe, un mesaj care pică bine pentru națiunea română într-un moment în care, da, sunt români care își pun întrebări. Dar vreau să mai subliniez un lucru foarte rapid. Am spus mai devreme o întrebare, până unde credeți că ar putea să meargă Putin și Rusia în acest război? Într-un război care nu ne privește în mod direct, dar care se întâmplă la frontierele noastre. Vreau să vă propun un singur exercițiu de imaginație. Fără să am toate cifrele exacte acum, în clipa de față, în fața ochilor, gândiți-vă care este ponderea la nivel universal, internațional, a blocului occidental. Ponderea economică, financiară, tehnologică, strategică a Uniunii Europene, a statelor NATO și a statelor de tip occidental din diferite alte culturi ale lumii care fac parte din această echipă. Adăugați pe zona asiatică, de exemplu, Japonia sau Coreea de Sud, adăugați Australia și putem continua astfel încât putem să înțelegem că a încerca orice acțiune de tip provocator, dar care în ultimă instanță să nu țină cont de poziția sistemului democratic de tip occidental, este un exercițiu care nu are sorți de izbândă în ultimă instanță. Ne uităm dacă colegii noștri ne pot da din nou delegația României. Nu suntem noi acum psihologi, însă uman ne putem uita pe fețele alor noștri să vedem ce sentimente îi domină după această întâlnire. Da, din păcate nu putem avea această imagine.